Siguranța alimentației reprezintă tema dezbătută anul acesta cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății, zi constituită în 1950 ca urmare a unei doleanțe din 1948, doleanță exprimată cu ocazia primei adunări mondiale a sănătății. Aprovizionarea cu alimente devine din ce în ce mai globalizată și în aceste condiții siguranța alimentației devine o problemă cu rezolvare dificilă pe plan mondial. Mai multe legume, mai multe fructe reprezintă una din recomandările medicului, dar, în ultimul timp, asigurarea cantităților necesare presupune condiții modificate de producție și transport. Sunt tot soiul de adevăr de substanțe care sunt adaosuri și care din ce în ce sunt mai numeroase. Opinia mea este ca și a tuturor de a folosi elemente cât se poate de naturale, alimente mai puțin, nu numai în conservanțe, să spunem, dar și în alimentele proaspete există astfel de, dacă vreți, o lămâie care vine dintr-o anumită țară la noi și care uneori are un aspect extraordinar de frumos, suferă anumite transformări și chimice, chiar și de iradiere, pentru ca să poată fi păstrată, ca să poată să ajungă. Produsele din carne, carnea și multe alte produse par a fi tot mai nesigure. Carnea, de exemplu, provine de la un animal care poate a fost tratat în timpul vieții cu suficient de multe antibiotice, o parte din ele rămân încă în carnea pe care noi o consumăm. Dacă se adaugă la antibioticele pe care sau alte medicamente pe care noi însăși le folosim pentru că suntem nevoiți în anumite momente, gândiți-vă că un astfel de cumul este deja nociv. Cum putem să ne protejăm în asemenea condiții? Să alegem produse bio cât se poate de multe și din surse cât mai sigure, chiar dacă sunt mai scumpe, dar și să respectăm o serie de reguli privitoare la păstrarea ori folosirea apei și alimentelor. Cum ar fi? Alimentele trebuie păstrate corespunzător din punct de vedere igienic. Produsele crude se vor separa de cele preparate. Apa și alte materiale utilizate la prepararea hranei trebuie să provină din surse sigure.